Cu foarte mare întârziere, dar în sfârșit a fost aprobată hotărârea de guvern privind programul Cornul și Laptele pentru următorii ani. Asta înseamnă că putem și noi, la nivelul municipiului Brașov, să facem pași următori pentru a putea achiziționa produsele pentru elevi, respectiv hotărârea de Consiliul Local de aprobare și de preluare în continuare a acestui program, apoi hotărârea de Consiliul Județean, ordinul de la prefectură și abia apoi putem da drumul licitației pentru achiziționarea produselor. Întârzierea cu care hotărârea de guvern a fost adoptată înseamnă că, din păcate, la nivelul României și la nivelul Brașovului, produsele pentru elevi vor ajunge cu întârziere. Așteptăm hotărârea de Consiliul Județean pentru a putea demara procedura de achiziționare a produselor Cornul și Laptele, produse pe care în continuare ne dorim să le oferim de cea mai bună calitate pentru elevii brașoveni, lactate bio, aduse de la o distanță cât mai mică și produse de producători locali.